Domnule Dan Puric, vă propun să dialogăm despre regăsire, despre regăsirea tradiției, despre regăsirea istoriei, despre regăsirea românului, omul de zi cu zi. Spuneți-mi, credeți că într-atât de fundamental am fost deviați de pe traseul istoriei încât nu ne regăsim adevărata istorie, adevărata identitate, așa cum spuneam, nu ne-am regăsit, iată, nici valorile monarhiei. În primul rând, solicitarea este atipică pentru că nu se mai poartă regăsirea, se poartă rătăcirea. Nu se mai poartă certitudine, ci se poartă dilema. Procesul acesta de a crea confuzii, care este mascat de așa zisa reinterpretare critică, a dat roade. El nu e făcut alandala, este o strategie. Un stat este cu atât mai puternic, cu cât este mai solidar, mai disciplinat și mai ierarhic. Tocmai această ierarhie care ordona axiologic, să zicem așa, valorile, a fost distrusă. Fiind distrusă, omul și-a pierdut reperele. La loviturile unor forțe superioare nu putem rezista dacă nu avem o viață interioară. Viața aceasta interioară a omului se clădește pe niște repere. Monarhia era o ordine. Această ordine a fost distrusă. Mai mult decât distrusă, a fost răsturnată. Prin abdicarea majestății sale, tocmai asta s-a vrut. Experimentul comunist a dus la o dezordine și la o răsturnare a valorilor în sensul invers, adică tot ce era mai prost să fie sus. De fapt, corpul juridic pe care noi îl trăim este rezultatul unei ordini sociale. Din punct de vedere ordini de drept, în ultima instanță, din punct de vedere al dreptului, există mai multe ordini. Este ordinea corporalizării, cea a monarhului, cea a regelui, a persoanei. Și persoana este legată de monarh prin substanță creștină. Persoana, omul, este modular al bisericii. Regele este o încorporare a bisericii, a divinului, în spațiu terestru. Așa a fost, așa este și așa va fi. Această ordine a fost schimbată de cursul istoric cu ordinea reprezentării. Cei care sunt făuritorii desacralizării sunt din perioada iluminismului. Că atunci Dumnezeu nu numai că a fost demolat, a fost substituit. Și persoana cu taina ei a devenit cetățean și individ și taina lui a devenit un fel de voință a rațiunii. Face el totul. Rezultatele au dus la ordinea reprezentării. În timp, nu mai era regele, alesul, unsul Dumnezeu, era un reprezentant al acestor indivizi. Adică nea Fane, nea Gheorghe, nea Gigi. Ei adunați toți președinții ăștia, nu pot să facă cât un rege. Aici mi-aduce aminte de articolul, mi-aduce aminte de lucrul acesta de Constantin Noica, care în plin comunism a scris un articol extraordinar, nici nu știu cum a scăpat. Prin contemporanul se numea Bietul Eu sub noi. Și zicea că nea Gheorghe, nea Ion și nea Vasile adunați nu poate să facă de un Balzac sau de un Poincaré. Și ce surprindem aici? Surprindem calitatea. Calitatea nu este, cum să zic, copilul acumulărilor cantitative, așa cum crea Marx. Acumulările cantitative fac revoluții, fac crime. Calitatea este calitate. Am mai spus eu într-un interviu că Gabi Micarescu, marele mărturisitor de teatru, a spus într-o zi aici pe scena Teatrului Național despre Marioara Voiculescu, mare actriță, a zis: Marioara Voiculescu n-a avut nevoie de evoluție pentru că s-a născut evoluat. Această naștere a calității, de fapt monarhia, este retorta în care de sute de ani se face calitatea. Revoluția franceză a decapitat calitatea în fracțiuni de secundă. Lavoisier spunea cineva, i-a trebuit naturii mii de ani să creeze o asemenea calitate de om și ghilotina a secerat într-o fracțiune secundă. Asta a făcut revoluția. Primul experiment acolo s-a făcut. Să nu uităm totuși că poporul român, istoria noastră, vine din ordinea aceasta a încorporării de tip voivodal, ortodox, apoi
cu un domnitor străin de fibră germană, care în combinație cu fibra boierească, în special brătianu, a dat rezultate uluitoare. N-a fost ușor. Majestatea sa, regele Carol I, de multe ori a vrut să demisioneze la jocurile astea, la fiziologia asta de tip balcanic fanariotă. Gena voivodală nu mai exista, decât foarte puțin. Exista, cum să zic, acest dezastru fanariot l-a găsit, în care, cum să zic, marca de trădări, de instabilitate, de lupte intestine. Dar totuși mai era o porțiune bună. El a lucrat cu acea porțiune bună și a ordonat țara. Noi trebuie să fim foarte atenți la mariajul ăsta între gena germană de tip Hohenzollern cu gena boierească românească. A dat niște rezultate uluitoare. Atunci s-au creat stabilitate și partea aia de modernitate și de ce nu de coagulare a neamului. Există pe această ordine care s-a făcut a încorporării, noi n-am trăit ordinea reprezentării, noi am trăit, cum se zice, în spațiul de drept, ordinea totalitară, în care nici măcar Neafane nu mai era, era tătucu, de tip social, Stalin, Gheorghiu, deci și toți ăștia care și pe țeava comunismului acum, până în perioada dictaturii, era tătucu, iar persoana, adică omul care era individ în ordinea reprezentării, a devenit tovarăș. Un instrument ideologic. De aceea v-am întrebat de această fractură în istoria recentă a României pentru a încerca să înțelegem de ce nu ne-am putut regăsi pe sine, nu departe de locul în care realizăm acest interviu, câțiva tineri în decembrie 89 au strigat libertate. Am crezut, poate nu atât de mulți dintre noi, că ne-am regăsit. Ne-am regăsit acel filon de libertate, da, de înțelegere. Atunci a fost un instinct legitim și natural de regăsire, numai că l-au retezat din start. După 20 de ani, cad și eu în această modă a unui bilanț de 20 de ani, după 20 de ani, vedem că am avut doar iluzia că putem reconstrui. De fapt, nu știu dacă am construit ceva durabil. Noi n-am pierdut acest meșteșug de a construi, pentru că avem ziditori în istoria noastră, în istoria neamului românesc. După 89 n-am mai construit aproape nimic. E vorba de reflexul natural al acestui popor care a fost anulat. Revoluția n-a fost împotriva comunismului, ci împotriva Ceaușescu. Comunismul ca ideologie și acum este proslăvit în inteligenția de stânga occidentală. De-aia se și merge spre un socialism, cum zicea Petre Țuțea, ce-i vă socialism? E comunist cu sifon. De tip comunitar, în sensul în care, iată, intrăm în ordinea interpersonală, nu se mai știe cine conduce, o cultă internațională și bagă pe administratorul ăștia pe post de președinți. Și ăștia răspund pe manete. În contextul ăsta, poporul român are reflexele lui voivodale. El vrea monarh. El nu poate să se descurce cu administratorul ăștia de teren din 89 încoace, care nu au făcut altceva decât să vândă țara. Aici este o problemă de instinct, de legitimitate. Noi suntem ortodoxi. Noi avem substanța creștină în sânge. Eu au anulat-o. Sau mai bine zis, au amânat-o. Undeva, fundamental, România profundă are nevoie de așa ceva. Ceea ce este izbitor de comic și de tragic este că toți acești lideri politici din 89 până acum, e sărăce tot au vrut să se legitimeze. Dar ei s-au legitimat în fața populației, nu în fața poporului. Populația este un anonimat, un vid istoric. Cu populație nu poți să faci democrație. Monarhia constituțională așează, cum să zic, în temeiul democrației. Ce este democrația altceva decât fertilizarea ideilor politice și temperatura morală necesară ca aceste idei politice să ajungă la un demers constructiv, dar de către cei care au acces la politică, la cunoaștere. Cum spunea Pepe Carp, poporul dă temperatura, noi dăm medicamentul. Trebuie să faci democrație cu niște oameni care nu au cunoștințe politice, care nu au reflex, cu niște foști pușcăriași. Diferența între populație și popor este următoarea, că suntem în Teatrul Național. Aici, în timpul Revoluției, poporul era pe stradă sau plângea în garsoniere și în casele lor de ceea ce se întâmplă și populația era la coadă, la mii de zghițați. Poporul era dus la morgă, tineri împușcați și ăștia se înghesuiau la portocale. Asta este. Ăștia sunt votangii de astăzi. Adică păstrăvăriile de vot care le au ăștia acum. Nu trebuie vorbit așa idealist. Știm foarte bine ce s-a făcut la Malta,
Știm foarte bine că acesta a fost procesul de schimb, știm foarte bine că nu s-a vrut ca regele să fie în țară de către cei care au făcut o lovitura de stat, știm foarte bine că nu se vrea lucrul acesta, dar îl vrem noi. Noi suntem o putere socială. Puterea socială, spune Mihail Manoilescu în Rostul și destinul burgheziei românești, nu e tot una cu puterea politică. Ca o clasă politică să aibă valoare, trebuie să aibă putere socială. Ăștia sunt impostori. Și zice, o clasă socială, oricât de amărâtă, ea are putere socială virtuală. Extraordinară. Noi vorbim de această virtualitate. Noi trăim în virtualitate. De 70 și ceva de ani trăim în virtualitate. Acum o să zic că ceva, dumne, dar nu toți monarhii au fost categoric. În istoria omenirii au fost și multe accidente și chiar lucruri nefirești în monarhie. Chiar și în monarhia noastră au fost anumite lucruri care nu au fost reprezentative. Dar noi aici susținem principiul monarhic. Este exact ca și cum ai zice că într-o familie nu se trebuie tată. Că a fost un tată alcoolic la un moment dat sau nebun. Dar cum să-l facem laborator? Deci prezența tatălui este organică. Ierarhia este organică. Marele etolog Conrad Lorenz spunea că instinctul ierarhic ne naștem cu el și că rămâi marcat când ești mic, când bunicul te mângâie pe frunte sau mama. Nu poți să ai political correctness cu ei. Nu poți să fii egal. Este ca și cum te duci la duhovnic și spui ce ai pe suflet și spune zi tu acum. Adică aberațiile astea de politică corectă, noi trebuie să observăm că noua ordine mondială este o nouă schizofrenie mondială. Mie nu pot să spun că a fost utecit și membru de partid chinuit, că vin ăștia cu politica corectă care este o impostură și asta. O altă ordinărie care schimbă reflexul valoric. Eu îl iau pe omul din față ca valoare, nu ca etnie și nu ca rasă. Dacă este un țigan care este valoros, îl iau pentru că omul acela este valoros, nu pentru că este țigan. Pentru că te terorizează cu rasismul și cu așa. Sunt șmecheriile lor de birtași și de contabili internaționali care fac lucruri de genul acesta. Nu, domnule, omul acela poate să fie turc, evreu, armean, român, e o valoare. Este statutul axiologic al valorii. Nu vin dumneavoastră, ci că iar, domnule, că m-am pomenit acum pe stradă pe aici și că WW sunt rom, de ce mă calci în picioare? Ce te-a călcat, mă, pe tine în picioare? Că ai cele mai mari vile cu banii Comunității Europene, ai mașini. Există țigani admirabili, există din etnia țigană oameni care fac mândrie, domne. Enescu îl ducea pe Yehudi Menuhin, pe evreul Yehudi Menuhin, îl ducea în satele țigănești ca să vadă că ăștia au geniu muzical. Dar este și țigan hoți, exact cum este și români de calitate și români care ne fac, haide domnule să discutăm lămurit. Eu mi-am dat seama că cinismul occidental ne trădează din nou în clipa în care am văzut o echipă a BBC-ului luând interviu într-un sat țigănesc, cunoscut prin rapturile care le făceau. Deci nu erau niște țigani din ăștia, să zicem, ciuraru, inelar, care fac treabă, domnule, și care sunt chiar pitorești și care, cum zic, ne împăcăm. Erau unii care erau hoți. Acolo au venit BBC-ul să întrebe cum au fost ei călcați în picioare de comunism. N-am văzut BBC-ul la Petrețuțea. N-am văzut BBC-ul la foștii deținuți politici. N-am văzut BBC-ul să facă un medalion lui Corneliu Coposu. N-am văzut BBC-ul să facă medalion și să dea pe CNN interviu cu majestatea sa, regele Mihai, al României, care a trăit un destin shakespearian la Lir, în exil. N-am văzut să se umple lumea cu această nedreptate. Am văzut cum întreba pe un țigan amărât, că era și hoț. Și atunci vezi că sunt cinici și impostori și că vor ei să ne acopere. Dom'le, de ce ai zis WW, sunt fost deținut politic, m-a scălcat comuniștilor în picioare. Acolo se face atitudinea corectă. Și atunci trebuie să impunem lucrul ăsta, să-i ordonăm. Noi trebuie să ordonăm ordinea. Din punctul meu de vedere, eu am martiri în spate. Eu nu pot să mă joc cu, Ștefan Ghiurghiu de la Bruxelles. Ați vorbit de o anumită ordine, între ghilimele. Evident, poate că sunt păcatele modernității, ale globalizării, comportamentul mass media, nu cred că noi nu avem păcate, din potrivă. Mass media din România, ziarele, ziariștii, au astfel de apucături, cum le-ați descris mai devreme. Se îndreaptă către false valori, către cei care dau strălucire clipei, care apar pe sticlă siliconați și par mai spectaculoși. Dar
în această ordine de idei, cum mai putem să discernem între valorile autentice de care ați vorbit mai devreme și aceste surogate care sunt livrate zilnic, oamenii zilei sunt politicieni, sunt oameni de succes care te calcă în picioare și prin asta arată forța lor și ceilalți. E simplă treaba. În Principia Matematică, scrisă de Bertrand Russell și Whitehead, două minți luminate, oamenii ăștia ajung așa la o idee firavă în aparență, dar fantastic de importantă. Știți cum zicea Nietzsche? Ideile mari vin pe vârful picioarelor, nu fac zgomot. Și zicea, domne, oamenii ăștia care vedem zilnic prin ziare, politicieni care au în mână destinele, civilizații, și nu ăștia au creat, sunt alții mult mai modești, de care nu știm, la fi Faraday, Ampere, care au creat revoluții din care trăiește, revoluții științifice din care trăiește toată umanitatea. Mai degrabă le-a distrus Napoleon și cu ceilalți. Au distrus o asemenea ordine civilizatorie. Deci, jurnalismul în România, ca și actoria, ca și teatru, în plin proces de reeducare. Ocupați-vă de gunoaie, faceți o receptivitate morbidă. Astea sunt directive ca NKVD-ul, că în 47 sunt exact aceleași, așa cum, haos economic, șantajul, distrugerea, cum să zic, valorilor, minciuna, impostura. Păi dacă vă uitați pe internet ce scrie de mine că m-a făcut neonazist, m-a făcut în tot felul, tocmai de asta ca să eticheteze un fenomen cât uși de cât autentic. Știți cum se face chestia asta? Se face un ziarist ca dumneavoastră care pe scenă o ia în răspăr cu instinctul gregar al jurnalismului. Eu care iau un răspăr cu instinctul gregar al culturii teatrale din România, se întâlnesc și creează totuși niște noduri autentice. Haideți să facem un film despre faptul că majestatea sa, regele Mihai, nu a plecat cu vagoane de aur. Așa cum a spus și spune în continuare securitatea de tip de jist care a mai rămas în rezidurile astea. După 20 de ani în care au blasfemiat, au mințit ordinar, haideți să spunem, doi, dumne, vă trage nișa răspundere, domnule. Dumneavoastră ați pătat o icoană, o icoană a neamului. De ce ați făcut? Nu e nicio responsabilitate. Așa se face, domnul Mihai. Îi agăți direct și personal, de guler. De ce ați mințit? Coposul a fost securist. Că ăla a fost, că nu știu care mai era. Care este procesul dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți doamna dirigintă? Nu, noi vă judecăm pe voi. Și nu în sensul resentimental. Aici trebuie creat tonusul. Noi nu putem, cu impostura asta de republică, noi nu putem merge mult. Uitați unde am ajuns. Am zis eu într-un interviu de curând la Adevărul că pe cerul senin al țării noastre, de tip grigorescian, au apărut corbi umflați și înfometați ai femeiului. Corbii ăștia miros decesul. Dar decesul e făcut de clasa politică. Această clasă politică ne-a dat pe tavă. Ea nu-i făcut aiurea, să lucrează așa. Faci o lovitură de stat, crezi o clasă politică de tip marionetă, cu ea sugi. 80% noi importăm. Noi care putem să hrănim Europa, 80% din Europa putem hrăni. Putem, din punct de vedere agricol, să ne hrănim de 3 ori. Și atunci întreb, domnul Cutare, că ai făcut chestia asta de mâncăm roșii turcești, ești responsabil? Ești responsabil. Sigur că și în perioada, să zicem, în 38-37 exista corupție fantastic de puternică. Nu putem idealiza în termenii ăștia. Dar acolo zona de dezvoltare era fantastică a țării. Cu corupție cu tot. A fost maximă. Cu corupție cu tot. De aia se luptau tinerii geniali și Mircea Eliade și Cioran. Erau spirite critice. Exista o luptă fantastică în care vreau să se oprească. Dar se asigura dezvoltarea această obiectivă, domnule. Într-un fel. Și în Italia este corupție. Și în America este corupție. Și cum să spun, totul statul merge înainte. Acum, numai atâta, în clipa în care asta ar fi extraordinar, în Comitetul European, noi suntem regat. Noi avem o demnitate. Reprezentăm regatul României. Nu improvizații istorică. Republica Populară Română, ieșită pe țeava de eșapament al lui Lenin. Eu nu recunosc. Ăștia sunt ilegitimi. Fac și eu ca Petre Țuțea și prințul Ghica. Dumnezeu, nu vă recunoaște. Erau singurii care ieșit de la Ius și că recunoașteți. Nu recunoaștem, dumnezeu. Ei au fost ultimii doi care ieșit din pușcărie. Ce să recunosc, mă, impostura asta? Sunt al treilea, dacă pot eu să mă așez lângă martirii ăștia. Pun acolo virgulă, urmează Dan Puric. Nu vă recunosc.
Recunoașteți aceste instituții care, de fapt, nu ne reprezintă? Care este instituții? Este o întrebare retorică. Da, spuneți-mi mie, care instituție să o recunosc? Să recunosc instituția prezidențială? Nu recunosc. De exemplu? Așa. Nu recunosc așa ceva. Sigur că mă supun unui ghetou de muncă forțată, în care, cum să zic, membrii mei îi înțeleg după ani de zile, de să sunt zăpăciți săraci, deci eu nu acuz poporul meu. Eu spun, zăpăceau după 70 de ani de, cum zic, impostură și de chin, de tortură, oamenilor să li s-a schimbat reflexul. Dar eu nu îi recunosc. Eu mă, cum să zic, eu nu, din România, eu recunosc pe bunul Dumnezeu și pe majestatea sa rege. De ce să facem? Și toată arta mea, tot ceea ce fac, condiționarea mea, este în treaba asta. Libertatea mea de a fi. Eu ce să fac? Ăștia care mă reprezintă pe mine, sănătate și mie rușine, care au vândut țara în mod sistematic. Au vândut, am ajuns pe butuș. Ce să recunosc? Non-valoarea pe care o cultivă. Bolile occidentale care vin peste noi și ne patologizează în ultimul hal, când aici trebuia făcut un filtru. Monarhia, repet, înseamnă calitate. Iar în România, poate în alte țări, a avut un alt destin. Eu vorbesc de tradiție, de temeinicie, de calitate în neamul acesta. Ea nu vine ca o injecție străină, că vine acum un neocomunist să-mi spună asta, bă, vrea străin în țară. Eu, săracul, învățat la Ștefan Gheorghiu, are un fel de naționalist comunist, așa, din ăsta, își pune tricolorul pe chiloți și îi vopsește băncile, adică un fel de țâvnoșini din ăsta, hipoacuzică, Doamne ferește să mă ierte că sunt cu handicap, un fel de țâvnoșine din asta, de cretinism comunist. Nu, aici se asigură, cum să zic, un rost, un temei care merge într-o continuitate, deci în continuitatea voivodală. Dacă au fost certuri în, aici, au avut împotriva regiului câteodată ca persoană, dar nu ca monarhie. Vorbeam despre instituții și zâmbind v-am întrebat de tradiție. Ce tradiție au aceste instituții recente? Păi ăștia sunt generație spontană. Ăștia sunt generație spontane. Au ieșit așa din Moscova direct. A luat ultimul de pe stradă, că erau 600 de ani, și a zis, bă, te facem președinte pe tine. Ce ești? Ești ceferist? Au zis, a, ceferist? Bă, avem muncitori de tău. Niște nenorociți. De aia au creat criminalitate oamenii ăștia. Pușcările cine a făcut? Da, este dureros să vorbim despre aceste lucruri și atât de dureros pentru că nu ne-am regăsit istoria, nici istoria temnițelor, nu o cunoaștem cu adevărat, nu cunoaștem ce s-a întâmplat cu noi, iată și în acești ultimii 20 de ani și loviturile cred că au fost aproape, cum se spune în termen, cauzatoare de moarte. Pentru că nu au lovit numai la față sau nu ne-au schilodit decât mâinile, picioarele, au lovit și în coloana vertebrală. Nu doar în monarhie, da, ci și în biserică. Au slăbit biserica teribil de mult, am văzut. În 1936, tovarășul Beria vorbea de psihopolitică la Universitatea Lenin din America. Și le spunea cu ce se ocupă psihopolitică. I-a rămas... În primul rând cu compromiterea liderilor. Uitați-vă numai puțin, deci compromiterea casei regale prin zvonul. Zvonul este o armă politică. E o armă politică a clevetirii politice. Prin zvon. Zvonul repetat, minciunea repetată, are statut de adevăr. Repetă o minciună că ea se coagulează ca un adevăr. Toată lumea știe acum cum a fugit regele cu asta. Doi. Psihopolitica se ocupă și de noi intrați în casă regală. Uitați-vă la alteța sa principele Radu al României, care, cum să zic, mi-a fost coleg la teatru cu un an mai mare, un om care întotdeauna a fost serios și a văzut de treaba lui, adică chiar echilibrat. Prin incidența aceasta istorică ajunge în casa regală. Casa regală înnobilează. Mitocanii comuniști nu știu lucrul ăsta. Care, bă, ăla? Bun, deci nu știu că casa regală înnobilează, are această capacitate. Doi, acest om și-a asumat cât a putut această cruce a casei regale. Uitați ce s-a făcut în jurul lui, că sunt serviciile secrete care l-au băgat, că a colaborat cu securitatea. Ei au tot meniu. Cine se apropie de zona autentică se face dosar.
Eu l-am făcut de mult. Și atunci, la ierarhii, au făcut. De exemplu, au fost ierarhi care, pe semne, ca să se deplaseze în străinătate, și Constantin Noica dădea o chestie. Mă duc la Paris și să spuneți, m-am văzut cu Cioran, m-am văzut cu Mircea Eliade. Eu am spus la un moment dat public că pe mine au vrut să mă facă securist. Eram în anul 3 de liceu, a 17 ani, și am venit unul să-mi spună, tovarășe Puric, un băiat deștept, așa, un securist civil, tovarășe Puric, uitați că noi trebuie să luăm Basarabia, să luptăm pentru asta și să ajutați politica statului, și naționalist, patriot, a zis, cum sunt? Semnați aici o hârtie că veți informa orice chestie la țară, și eu, săracul, neștiind despre ce e vorba, am semnat o declarație de colaborare. Problema este cum există Dumnezeu. După vreo 3 săptămâni a încercat din nou să vină la mine, să se apropie de el. După 6 săptămâni a trimis sfatul, că a văzut că materialul meu e puternic. Și a zis, ăla era mai dur, și a zis, conform declarației dumneavoastră, spuneți-ne cine face politică în clasă. Și atunci mi-am dat seama că eu am fost turnat, că eu limitam pe Ceaușescu la vremea, adunam două clase într-un an. Și am zis, da, și a luat pixul și n-am spus niciodată. Câți ani fi având securistul acum? 70-75 de ani. Să dea Dumnezeu să asculte și imprimarea asta. Poate și mai revin. Și sau aia de la cine s-a securistia de acolo. Și a pus mâna pe pixel să scrie. Și a zis, da, spune, Dan Puric. A zis, cine face politică? Zic, Dan Puric face. Și că zbați joc de mine? Și nu. Și eu fac. Eu am puși de 17. Și să mă amenințe, că mă scoate în care. A dispărut. Pe semne că există hârtiuța aia acolo. Și ăia, mă zic, m-am pomenit cu șmecherea de la CNSAS, domnul Puric, aceasta este o persoană importantă, să vă desfacem dosarul. Care dosar, mă? Ăla care mi l-a făcut voi? Și apare și hârtiuța aia, Dan Puric, că a fost colaborator al securității. M-ați înțeles, domnul Mihai? Domnul Coposu, cine știe ce chestie, nu se compară. Eu eram un elev, vai de... Domnul, că ăștia vreau să compromită totul, domnul. A luat un ierar cu un episcop de genul ăsta, care nu se spune și mie ce a intrat în pușcărie din cauza lui, zicea călugur, monahul cu tare mai spune. Că au fost băgați sub sutană niște securiști de la serviciilor secrete, aia este cu totul și cu totul altceva. Deși a permis fostul ministru al inculturii, unul mai tăcut, așa, semăna cu Bastră Chită, dar era genial, să zică că, domne, biserica a fost plină de securiști în actul spovedanii. Era genii biserică, nici nu știe ce a făcut săracul cu făptura aia. Era genii biserică. O fi fost vreo 3-4 securiști care au terminat teologia și în actul spovedanii. Dar nu biserica, domne. Vedeți cum a lucrat? Deci noi trebuie să-i demontăm. Încet, încet, zic, nu, dosarele dumneavoastră sunt la noi. Da, ei pornesc de la exemple personale pentru a lovi, pentru a slăbi instituțiile, așa cum spuneam mai devreme. Credibilitatea, lumea interioară, reperele, așa, asta este psihotehnica lui tovarășul Berie. Ei lucrează în continuare. Și interviul ăsta care o să-l faci, o să fie luat la prelucrat, stați puțin. O să zic că cu tare, ei cu asta se lucrează. Problema este că nu să stăm mult să-i analizăm. Păi știi, am diagnosticat, tumora o lăsăm. Pe mine mă interesează să refacem țesutul sănătos. Adică, problema este că România trebuie să fie monarhie, asta este clar. Asta este clar și aici trebuie dirijat și direcționat tot tonusul. Pe mine nu mă interesează comunitatea europeană. Pe mine nu mă interesează cooperativa agricolă decât în clipa în care intră într-o negociere cu mine în interesul țării mele. Nu eu dau toți banii și banii mei îi primesc pe omul de... Dom'le, nu poți face abstracție de aia. Pentru că este un construct politic nou. Tu ești o altă cooperativă. Și cum să zic, cu domnul administrator am legătură administrativă. Dacă are să fie bine negociat. Eu nu mă închin acolo. Eu am istoria mea, domnul Mihai, noi avem 2000 de ani, ușor așa. N-am 50 de ani ca așteptam buletin. Fac, îmi dau, îmi deșert așa tot tonusul. Noi avem martiri aici. Aia sunt niște copilării pe la Bruxelles. Joacă zaruri. Eu nu pot să-mi joc țara la zaruri. Eu sunt responsabil de ce îmi suflă în spate. Și asta fără să ai așa chestii, e normal. Și orice țară, și rușii sunt responsabili. Eu când m-am dus în Rusia, la Sankt Petersburg, am avut un succes imens cu visul și a venit un rus, așa unul mare la mine. Și ăla mi-a spus că e frumos. Și am zis și eu, inepții, nu știam ce să-i spun, de atâtea laude, mi-a luat Dumnezeu mințile și am zis o prostie. Zic, știți că am intrat în comunitatea europeană? Eu am ieșit la vodka din cap. Și mi-a zis așa, noi vă așteptăm. Dar i-am spus-o și eu pe urmă, zic, dar cum ne așteptați? Că zic, sunteți schizofrenici. Acum, rusul a fost așa, așa. Zic, nu vreau să vă jignesc. Am fost aici pe insulă și am văzut că l-ați canonizat pe țar, dar în drumul meu spre insulă, prin Sankt Petersburg, am văzut vreo 3 statui cu Lenin. Zic, voi n-ați renunțat la ala. Pe ce faceți, mai trebuie să alegeți. Și rusul a zis, ai dreptate. De... Pe păi, bă, stați, bă, pe temeiul vostru al țarului, al ortodoxiei, ce faceți cu laboratorul de la Zurich?
Cum un puc dans un vagon plombé, ca un păduche într-un vagon plumbuit l-au dus. Asta mi-a zis mie profesorul de franceză, al meu. Ancien oficiu de șevalerii făcuse la Mănăstirea Dealului și era băiatul general Drăghia. Când a trecut Prutul și a zis înainte, a murit locotenentul, a ridicat sus și a zis înainte. Ăștia erau, ăștia nu mă lasă pe mine să stau să fiu votangiu. Aia era România adevărat. România lui Eminescu, România lui Mihai Viteazu, România lui Brâncuș, România... Ce facem cu ăștia? Că facem acum o democrație din asta apă de ploaie cu toți nenorociții care citesc și care sunt furajați de televiziunea asta ordinară. Asta este, ne facem în rostul nostru, cum zicea Petrețuța, energii mari pe suprafețe mici. E modelul hristic. A zis Hristos, curaj turma mică, n-a zis curaj mase populare. Aia a zis-o Marx. A zis tupeu mase populare. Nu curaj. Curajul, îndrăzneala de tip hristic, n-are legătură cu tupeul securiștilor comuniști. N-are nicio legătură. Sau ăstora care vin acum mascați așa secularizanți. Ăștia calcă, nu vedeți că nu se uită la noi? Noi nu avem identitate, domnul Mihai. Noi nu știe nimeni scuze că ne-a băgat în a doua conflagrație mondială, că ne-au făcut praf, că ne-au împărțit țara. Nu știe nimeni scuze. Aia la Bruxelles trebuie să aibă stea cu România în Bernă, să știe să se încrim. Dom'le, au făcut o Hiroshima sufletească, fiind nevinovați istoric. Am vrut noi spațiu vital? Nu. Bun, ne-ați băgat în... Ați făcut experimentul comunist. Pentru ei Churchill este mare, cum să zic, erou, pentru mine este criminal de război. Pe mine m-a dat pe un bilețel. Un șervețel. Pe un șervețel. Și o spun, cu ce ocazie m-ai dat pe mine, fără să-ți fac ție nimic? Și atunci, domne, fac ca Don Quixote, aici este invers. Pentru dumneavoastră, pentru englezi este așa, dar ce rău v-am făcut eu ca națiune? M-ați băgat cu neamțul în spate că venea Hitler în... Cine putea să facă ce a făcut altceva decât Marșalul Antonescu în situație? Păi până și 23 august, este o tragedie îngrozitoare, da. Țara asta a trecut printr-o tragedie. Cine poate să-l judece pe majestatea sa, regele Mihai I, decât istoria mea? Pot eu, Dan Puric, să-l judec? Poate ăsta de la Ștefan Gheorghiu? Cine poate să-l judece pe mareșalul Ion Antonescu în toate situațiile? Au fost momente cutremurătoare, tulburătoare ale istoriei. Trebuia să fim scoși din istorie. Noi trebuie să vedem această crucificare a noastră. Să zicem, sunteți responsabili. Moral sunteți responsabili. Și așa am să mor. Și cum a zis Foș, generalul, mă îngropați în picioare. Frumoasă treabă. Despre istoria regăsirii și despre regăsirea valorilor autentice prin monarhie și prin biserică. Pentru finalul dialogului nu pot să nu mă gândesc că, eu știu, poate și apropierea sărbătorilor de iarnă, la regăsirea poftei de a trăi și la regăsirea bunei dispoziții. Pentru că merg adeseori pe stradă și am scris lucrurile acestea și în cărțile mele, văd foarte mulți oameni triști, pătrunși de o tristețe care li s-a întipărit pe chip, pe suflet, nu mai știm să zâmbim. Cum ne regăsim plăcerea de a trăi? Prin cărțile alea care apar și mă fac pe mine să râd, Gândirea pozitivă, care este un cretinism maxim. Și s-a dat cu ciocanul în picior, tu să zâmbești. Deci zice, aia sunt, domnule, aia sunt marțieni, domnule. În primul rând, o țară tristă plină de umor, nu? E veche tristețe. Sau, cum a zis din nou Vacovia, o nouă primăvară pe vechile dureri. Tristețea aceasta este acumularea unui necaz istoric. Numai că acum, în perioada asta, ea devine, cum să zic, cutremurătoare, pentru că este o tristețe și o deznădejde acumulată. Și am să explic de ce. De regulă, în programul de distrugere a statelor, era generalul acela chinez, Tsung Fu, care spunea la un moment dat că distrugi modelele întâi, compromis, până mă bagi muzică senzuală. Exact ca la noi. Ne manelizează. A distrus monarhia, a distrus reper, a distrus pe Eminescu, bagă-ți băi. Asta, compromis personalitățile. Plătești foarte bine pe informatori. Și pe urmă mai zice o chestie cutremurătoare. Dă-le senzația că se îndreaptă. Și când se îndreaptă, tai. Până în 89 ne-a dat senzația că se îndreaptă. Dezamăgirea e mare, din punctul de vedere. Numai că dezamăgirea este un păcat, domnule. Deznădejdea. Omul care crede în Dumnezeu nu deznădăjduiește.
nu trebuie să acuzăm noi poporul că nu mai crede. El trece printr-un moment cumplit. Dar Dumnezeu nu ne lasă. Pe de altă parte, este o tristețe legitimă. Nu? În ce să, de ce să se bucure? La ce să zâmbești? Când ăla a vândut insula șerpilor, când ăla a vândut din România 60% din teren, când acum se bagă pe zăcăminte, la ce să zâmbești? Că vor să vândă Roșia Montana, la ce să zâmbești? Când au distrus clasa medie și că fug ăia în străinătate și sunt căpșunari, el n-are cum să zâmbească, el e legitim să fie trist. Dar una este să fii trist și alta este să fii deznădăjduit. În biserică spune așa, poți să ai grijă, dar să nu fii îngrijorat. Când ești îngrijorat, îi tai lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem cu Dumnezeu, Dumnezeu ne-a oferit acest raport teandric, să facem lumea dinpreună. Ce nădejde aveau cei care au pușcării? Și care au nou deznădăjduit și știau, Valeriu Gafencu în 51 a zis așa, comunismul o să cadă în 51. Ceea ce va veni va fi mult mai dur, dar noi trebuie să punem cărămidă nouă creștină. Pe asta facem noi acum și în interviul ăsta. Punem o nouă cărămidă creștină. Nădăjduit, spune Sfântul Apostol Pavel. Dar ce nădejde este aceea care se vede? Deci că nu se vede nimic. A nu confunda nădejdea cu speranța. Ce sper? Sper că intru în NATO. Sper că intru în comunitatea europeană. Bă, uite, ai sperat, uite ce s-a întâmplat. Speranța e de tip, cum să zic, de la om la om. Nădejdea este partea pe care o dai lui Dumnezeu și știi că există acolo și te ajută. Deci, tristețea este legitimă, deznădejdea nu. Atâta timp cât suntem creștini, e ca în căderea Bizanțului. Și termin cu asta. Povestea aceea nemaipomenită, când sultanul a intrat în Constantinopol și i-au omorât pe toți, i-a făcut praf, dar nu putea să doarmă. Că apărea din zid o mână care făcea așa cu 5 degete. O știi? Și ai văzut cu bucătarul ortodox care a dus pe puznicul, pe sfântul respectiv, și a zis, Dumnezeu, ce înseamnă? După 40 de zile de post a zis, dacă erau 5 care credeau în Dumnezeu cum trebuie, Constantinopol nu cădea. Asta este. În România eu cred că sunt mii care cred în Dumnezeu. Tristețea asta va trece. Va trece. Avem mult mai multe lucruri de înfruntat la ceea ce se pregătește. Dar România nu trebuie să stea cu ochii pe scenarii la care se aveau. Ăștia pregătesc tot timpul. Dacă tu ești în istorie, numai scenarii au făcut. Numai nici scenarii au făcut. Și nu au izbuit. Au murit zeci, sute de milioane de oameni. Noi trebuie să stăm cu ochii la Dumnezeu. Vorba lui Arsenie Boca. Omul în genunchi în fața lui Dumnezeu e cu mult mai mare.